Bună ziua, dragii mei! Sunt Tarotela cu o nouă etalare pentru cei care vor să înțeleagă mai bine etapele prin care trec, prin care trecem. Etalare pentru portalul 11-11. Deja este 12 noaptea. Sper să aveți răbdare. Nu știu în cât timp se va descărca. Am scos destule cărți, destule cărți și sper să aveți răbdare. Aveți de ales între, am ales numai cruci. Așa am fost inspirată să aleg numai cruci. În ideea că crucea pare element static, fiind reprezentată de patru brațe, dar nu uităm centru. Centru poate să schimbe între al cincilea element poate să aducă schimbare. Trebuie să ieșim din zona de confort, din camera, din etapa în care suntem, ca să mergem înspre o nouă direcție, că asta e portalul. Ieșirea dintr-un spațiu, de orice natură ar fi, și intrarea în alt spațiu. Pentru asta înseamnă schimbare, mișcare. Aveți ales numărul 1 între această cruce 1, 2, 2 și 3. Aceasta e cu surprize din aramă. Vă puneți pauză, vă alegeți cu grijă. Dacă vreți să alegeți două numere, alegeți-le pe subiecte diferite, familie, profesie, dragoste sau diferite persoane. Eventual, dacă vreți să ascultați, dacă vă plac toate crucile, ascultați, dar cu diferențe. Eu așa zic că e mai bine și că e mai sănătos, cu diferențe, pentru că totuși vibrațiile sunt diferite. Hai să începem etalare. Repet, etalare pentru cei care au răbdare să asculte, pentru că am ales deja mai multe m-a zgâiat. Mai multe numere. Numărul 1, cei care ați ales crucea celtică. E o cruce cu... Nu e Swarovski, nu sunt diamante, cu niște pietre. Probabil că a atras, nu știu ce v-a atras la crucea asta, dar... Scripește, ceva care scripește, probabil de care poate unii dintre voi. E o chestiune de sclipit, de sclipit. Vedem. Iar ce mai primesc mesaj, 333 să semne ceva pentru voi, să vedeți des acest număr. Haideți să vedem, sunt multe cărți. Interesant. Unde sunteți în călătoria voastră spirituală în acest moment? Wishing Well și Metamorphosis. Unde mai sunteți? Sau ce aveți de făcut? Vom mai vedea. Trecutul. Of, ce de cărți au venit. Ce de cărți au venit. Trecutul. Capătul setului de cărți, 2 de cupe și 4 de monede și 2 de cupe. Prezentul. Universul. Cavalerul de bâte. Și apoi, aici interesant că se repet niște cărți. Niște cărți, da. Se repet, nu întâmplător. Dar am simțit să le arăt. Chiar dacă au fost la capătul setului de cărți, chiar dacă unele implică mai multe. Vindecătorul. Și pe celelalte, lui mai desface. O îi mai desface. În primul și în primul rând aveți de vindecat o situație care ține foarte, foarte mult de bani. De bani. Banii familiei, felul în care ați fost educați, tată, mamă, căsătorii din interes sau căsătorii din dorința de a avea stabilitate sau pentru că cineva a rămas gravidă înainte de termen, sunt variante și variante.
Oricineva era bogat, celălalt mai puțin bogat, posibil. Să vă dau mai multe variante, încercați să vă regăsiți. Dar ideea este banii și poate să fie și o legătură profesională, dar cred totuși că ține de familie, de o căsnicie sau de o familie. Interesant este că unde sunteți în acest moment, în acest loc, la acest izvor al dorințelor. Interesant este un izvor simbolizat din piatră și aveți multe monede. Dar în acest izvor este aur, sunt valori, însă sunt și măști. Aici este chestiunea unora. Unii dintre voi treceți prin mari schimbări, vă transformați radical. O să vedem exact înspre ce. Dar de unde plecați? Plecați de la această păcăleală. Că banii vă creează stabilitate, că tradițiile, că sunt elemente de pământ care sunt tradiționale, că tradițiile, că familia pe care vă faceți, familia în care ați crescut, vă asigură stabilitate. V-ați dorit asta, ați avut. V-ați dorit, ați avut. V-ați dorit stabilitate, ați avut. Dar 8 înseamnă moarte și renaștere. Lucrurile acestea, încet, încet, s-au modificat. În timp s-au modificat și v-ați dat seama că ce v-ați dorit atunci nu v-a dus fericirea. Nu v-a dus fericirea. Și iată-vă iar în același punct, oarecum, într-o situație diferită în care nu mai vreți așa ceva, nu mai vreți măști, vreți transformare, vreți un cuplu adevărat. Vreți un cuplu adevărat. Și dacă vreți, iar vă puneți dorința și învățați în acest context să nu mai țineți de dorință cum poate ați făcut pe vremuri și să învățați să manifestați. Manifestarea cum vine? Prin stabilirea dorinței și să acceptați că sunt și alte forțe mai presus de voi care participă la această manifestare și asta face parte din metamorfoza prin care veți trece, prin care treceți deja. Sunteți printr-un vid, ați trecut, treceți printr-un vid, dar veți găsi lumină. Experimentați o stare sau stări opuse, de foc și de gheață. O relație care a înghețat, probabil a stagnat în chestiuni tradiționale financiare, și alta care vine cu multă pasiune, care vă dezgheață și care vă arată alte lucruri, vă arată de fapt ce înseamnă adevăratul cuplu. Vidul și focul și gheața. Interesant este că da, aveți de vindecat. Aveți de vindecat și pentru, eventual trebuie să studiați diferite opțiuni cum să vă vindecați. Cum să vă echilibrați, trebuie să studiați cum să manifestați, cum să vă bucurați de pasiunea care urmează sau poate deja a intrat în viața unora dintre voi. Cavalerul de bâte este în prezent. Pasiunea, atracția sexuală dintre voi și cineva. Dar ce vreau să spun? Din cum arată cărțile în trecut și în prezent, vedeți și voi. În trecut se vede o mamă sau o femeie cu copii. Ori o femeie bogată, ori o femeie cu copii, ori o femeie care are ceva ce acest bărbat nu are, dar își dorește să aibă. Este regele de monede înainte să facă bani. De-aia zic că ar putea să fie ori căsnicie, ori mama cuiva din copilărie, interesant cum vine mesajul, din copilărie v-a învățat că dragoste, dar fără bani ce te faci, când ai stabilitate. Câte înseamnă comunicare. Ce nu ați văzut în acest context, nu ați văzut
că a spus voi sau persoana de lângă voi banii mai presus de orice. Ia uitați cum a pus moneda în cap. Ați spus, repet, zic când zic ați la plural, ați spus banii mai presus de orice și nu vorbesc doar de bani, vorbesc de aspecte materiale, casă, mașini, lucrușoare, mai presus de orice. În acest context, repet, dacă nu e mamă, poate să fie, să fi fost o femeie care a rămas însărcinată, să vă căsătoriți că na, trebuie, sau o femeie care era mai bogată și ați făcut copii, sau chestiuni de genul acesta. Acest bărbat nu avea bani, repet. A căpătat în timp, într-un anume fel, nu e treaba mea. Se pare că în prezent se arată ceva, cum a făcut acești bani, într-un mod misterios, luna. Secrete referitor la cum a făcut bani. Am spus, ce nu vedeați atunci, în acel moment, în trecut, îndepărtat, în copilărie sau la un moment dat în viața voastră, voi sau persoana respectivă care a pus banii mai presus, nu ați văzut că intrați într-un... Exact. V-ați creat un anume tip de stabilitate, dar ați pierdut multe alte lucruri. Au murit multe alte lucruri. Interesant, cineva aștepta să primească bani, doar cu gândul la bani. Iar relații karmice. Dar drăguț este că la un moment dat, tot în trecut, probabil mai apropiat, a apărut un suflet pereche. A apărut un suflet pereche. Față de care probabil ați început să simțiți. Inițial a fost o prietenie, o colaborare, o comunicare, pentru că aici este Mercur. Poate și o atracție fizică, pentru că revine în prezent atracția fizică și avem leul, energia aceasta plină de pasiune. Poate că a fost o întâlnire misterioasă, secretă, avem un doi, mare preoteasă. Într-un mod misterios v-ați întâlnit cu cineva. Tot în trecut. Nu ăsta e în același moment, după niște ani, după un timp. Când ați devenit prea fixați, sau mai bine zis, ați stagnat în acea relație karmică sau în acea situație, sau într-o situație în care, repet, o energie feminină a învățat o energie masculină că banii sunt mai presus de orice. În prezent apare pasiunea, cavalerul de bâte. Și iar doi de cupe. Și iar banii, regele de monede, care a făcut între timp banii, dar, repet, într-un mod misterios. Dar acest rege de monede este pus să aleagă. Doi de bâte. Între ce? Haideți să vă arăt. Între familie sau carieră sau banii pe care a făcut, repet, într-un mod misterios. Și o altă femeie, valoroasă, dar care îi înțelege și sufletul. Doi de cupe. Revine prezent. Deja cupele nu mai sunt în aer. Au coborât la nivelul sufletului. Deja vă simțiți, vă empatizați unul cu celălalt. Comunicați telepatic unul cu celălalt. E comunicare mult mai rapidă între voi. Pasiunea rămâne. Pasiunea v-a adus sau v-a făcut să descoperiți că dincolo de bani mai este și altceva. Și probabil că evenimente turn s-au întâmplat, că tot am răsturnat un pic cărțile. Dar spre deosebire de familia care v-a învățat să faceți bani, poate nu sunteți voi, poate persoana cu care aveți de-a face. Vedeți unde sunteți. Sau poziția socială, acest personaj face bani, dar nu într-un mod misterios, ci într-un mod creativ. Și interesant, își ține realizări, ce frumos simt despre această regină în acest moment. Își ține realizările cu drag, ca pe un copil și cu modestie. Capul e plecat, e un pic plecat. Și ține moneda ca pe un copil. Știți cum e? Eu înțeleg.
eu știu, moneda poate să fie orice realizare fizică, și o prăjitură, și o operă de artă, și o lucrare, și o scriere, și orice, da? Nu doar bani. Este un obiect care are o anumită valoare pentru voi, pentru cel care l-a creat. Și ți-e drag de lucrurile pe care le creezi, de lucrurile pe care le faci, de banii sau realizările sau valorile pe care le capeți într-un mod misterios, nu ți-e chiar atât de drag. Te atașezi de ele, e o diferență între a te atașa și a-ți fi drag. Și acum, cred că unii dintre voi faceți diferența. Eventual, un suflet pereche vă arată cum să fiți. Vă arată că aveți o valoare, că valoarea voastră nu constă doar în bani. În respectul de sine, în felul în care comunicați, sunt multe variante. Încercați să vă găsiți poziția. Ideea este că vă transformați. Și totul pleacă de la ceea ce vă doriți, de la izvorul dorințelor. În funcție de ceea ce vă doriți, manifestați mai devreme sau mai târziu, în bine sau în rău. Și spun asta pentru că nu întâmplător apar niște măști. Nu întâmplător avem vindecătorul. Cineva vindecă. Cine vindecă? Aici, la doi de cupe. Aici se întâmplă transformarea, vindecarea și ieșirea din vid, pentru că altfel erați în întuneric. Vid, iau de lună, în întuneric, în mister, într-un haos, doar bani, 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 pentru unii. Poate și sex pentru alții. Dar, în mod special, banii. Sau, repet, aspectul material, tradițional, sau netradițional, dar tradițional în sensul că, dom'le, dacă n-ai, n-ai, nu faci nimic. Deci, este opțiunile. Cineva eventual trebuie să înveți, apropo de lună și regele de monede, care posibil pentru unii dintre voi nu știți cum acest personaj a făcut bani sau a ajuns în acea poziție socială. Eventual, e o energie masculină. Acest personaj trebuie să studieze mai multe opțiuni de a face bani legal. Și asta face parte din procesul de vindecare prin care treceți. Poate că ceea ce zic se referă la o persoană din jurul vostru. Posibil, în cazul în care nu vă reprezintă în totalitate, dar faceți parte din poveste într-o anumită formă. Ori voi sunteți vindecătorii, ori voi ați trăit lângă oameni și veți întâlni de genul acesta și veți întâlni pe cineva care vă vindecă și vă arată că adevărata voastră valoare constă în altceva. Da, creem, facem valori, dar ne păstrăm modestia, generozitatea. Luna și banii, cineva care ține secret banii, e un vid de care cineva trebuie să se vindece. Și e un vid și în vidul acela este frig. În acele relații bazate doar pe aspecte materiale, rigide, este frig. Dar vine o nouă relație, prietenie, colaborare, în care se simte căldura. Deci, doi oameni se întâlnesc față în față. Încet, 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 încet comunică și se simt din ce în ce mai mult. Și apoi, cu cât comunică și se simt mai mult, îndrăznesc să se îmbrățișeze. Și simt și pasiune, nu întâmplător, e cavalerul de bâte. Și pasiunea asta explodează în flăcări, mii și mii. Ce interesant este că, am zis, este un personaj care are o modestie de vâuș into the small, gen regina de monede. Un personaj care a făcut bani din lucruri mici, din floricele. E o metaforă, da? A crescut încet, încet, până a ajuns la această poziție. Acest personaj este un înger pe pământ. Și de ce zic înger? Pentru că nu-și ține valorile, inclusiv cele fizice, doar pentru el, ea, ci oferă și celor din jur. Vindecă. Este vindecător, vindecătoarea. Și aici trebuie să alegeți iar voi. Între ce ați fost, blood dance, e o chestiune genetică de familie, blood, da, de sânge. În familia cuiva, a voastră, sau unui personaj din preajma voastră,
S-a pus prea mult accentul pe aspectele, repet, materiale. Metamorfoze, transformare radicală. Credea fluture, larva că va deveni vreodată fluture? Credea acest rege de monede care n-avea bani, dar și dorea că va face bani? Nu credea. Dar a îndrăznit. Însă a îndrăznit prin metode nesănătoase, probabil nedrepte sau ascuns. Însă, iar o altă transformare poate fi într-o direcție și mai bună. Să devină generos, să facă bani în mod legal, să devină autentic, să iubească, să pună dragostea mai presus de bani și atunci vor veni și banii. Pentru că atunci când iubești, îngerii te ajută să ai tot ce ai nevoie. Am câteva povești de viață prin jur, foarte interesante, poate vreodată vă voi spune, foarte interesante, apropo de dragoste. Când iubești și alegi omul sau femeia pe care o iubești, atunci ți se deschid oportunități, opțiuni nenumărate. Însă trebuie vindecat și trebuie ales. Iar, apropo de blood dance, trebuie să faceți diferența între familia fizică și familia sufletească. A venit un suflet pereche în viața voastră. Sau, am vorbit de suflete chiar de la început, sau urmează să intre. Hai să vedem spre ce mergeți în continuare. O dată, de două, de trei. Ia uite, extraordinar, nu-mi vine să cred. Marele preot, aici este adevăratul ghidaj. Una e tradiția, una sunt restricțiile, regulile familiare, tradiționale, religioase. Nu vorbesc de cum sunt regulile, sunt reguli. Fiecare familie, fiecare neam își are regulile lui, chiar dacă sunt nesănătoase. Se nu taul în foarte... în procentaj foarte mare. Și aspecte care țin de apă. Apropo de opoziția Taur, probabil încă se simte vibrația că acest portal este după două eclipse. Și aici este eclipsă, vid. Vid și lumină. Și la capătul setului de cărți, ia uite, manifestați independență. Cineva manifestă independență. Preîmpărăteasa, regina de monede preîmpărăteasă. Prin muncă proprie și își culege roadele. Dar ce a venit? Doi de cupe. Doi de cupe, doi de cupe, doi de cupe. Nu mai știu. Chiar și astăzi cred că am făcut o etalare. Nu mai știu la ce zodie. Sau unde? Sau nu pe zodie. Cred că a fost etalarea tot pentru eclipsă. Undeva tot așa s-a regăsit. Doi, doi, doi. Doi de cupe. Veți fi cu acest suflet pereche, care vă înțelege, care vă iubește și cu care puteți să faceți. Wow! O să vă găsiți stabilitatea odată, de două ori, de trei ori. Dar evident, ca să fiți, trebuie să vă doriți să renunțați la măști, la iluzia aceea pământeană și să vă transformați iar! De câte ori ne-am transformat unii dintre noi? De câte ori ne-am transformat? Ia uite, trebuie să alegeți, am zis? Doi de spade. Asul de bâte, pasiunea asta care deja zvâgnește în voi. Și 10 de monede. Dar este altfel de 10 de monede. Este un 10 de monede generos în care toată lumea se bucură. Nu se ține în secret avuția. Și se bucură pentru că dacă sunt lucrurile făcute în dreptate, în pasiune și în dragoste, n-ai de ce să te mai ferești. Dar pentru asta trebuie să riscați. Ca să vă schimbați viața. Să moară vechiul eu. Care s-a luptat eventual să jongleze banii, situațiile, să moară vechiul eu al cuiva. Eventual să analizați
situația 4 de spade, să găsiți compasiune față de cei care v-au învățat așa. Aici e o energie plină de empatie, iar eventual cineva, iar acest suflet pereche vă poate salva de la, ce frumos, împietrire, sau voi salvați pe cineva de la împietrire. E o schimbare de destin, roata destinului. Într-o nouă direcție, zero, riscantă, tulburătoare, dar se pare că pentru unii merită. Da. Bani, bani, dar în ultima vreme și dragoste. Asul de bâte și 10 de monede. Aș vrea totuși să clarific, ia, clarificăm asul de bâte. Ia uite, nebunul. Da, trebuie să tăiați această energie toxică, diavolul. Diavolul se concentrează pe bani, pe carieră, pe distracții. Trebuie să tăiați legătura. Iar apare fluturile ca și transformare. Mai dăm o carte. Asul de bâte și nebunul. Pentru că simt că pentru unii trebuie să alegeți între această pasiune pentru sufletul pereche și trebuie să riscați și banii pe care i-ați făcut. Dar, hai să vedem totuși. Poate să fie și așa. Să învățați să fiți generoși dacă nu, dacă nu sunteți voi. Să stați lângă oameni generoși, lângă oameni care sunt deschiși, lângă oameni care sunt empatici și care investesc din câștigul lor și în a-i ajuta și pe ceilalți. Clarific. Clarific în 10 de monede. Ia uite. Mare preot. Dumnezeu vă va arăta calea cum să faceți bani în mod corect. Sau vă va arăta o altă variantă de căsnicie. Sunt două cărți care reprezintă căsnicia. O altă variantă de familie. Sănătoasă, ar spune că e after. Sănătoasă nu este ca cealaltă dinainte. O altă familie. Poate că vor fi regrete din cauza unui copil, dacă există în discuție un copil. Dar atât cât vă transformați și munciți, vă puteți găsi autoritatea și vă puteți înfrunta demonii. Probabil vor fi și niște chestiuni legale. O femeie va privi în urmă, poate mai mult decât e cazul. Ia dă-mi și pe doi de spade, în păcate. Ia uite, temperanță. Trebuie să vă vindecați. Să împărtășiți. Să nu mai așteptați oameni care vă umplu sufletul, să aveți deja sufletul plin și să oferiți voi în jur. Eventual să fiți în preajma oamenilor, astfel de oameni. Ia uite, o schimbare de destin. Da, iar. Aveți compasiune față de cei care s-au împietrit sau cei care au greșit. Poate oamenii aceștia s-au și dus unii dintre ei. Pentru cineva clar este această etalare. Sper că v-a fost un ghidaj bun, inspirantă. Combinați eventual mesajele cu ce ați mai primit în etalările anterioare. Hai să vedem ce alt mesaj de final aveți. Numărul 1. Da. De 2 ori. De 3 ori. Ah! Iar turn, evenimente neașteptate. N-a apărut în tarot, dar văd prin cărți. Răsturnări de situație, renunțări. Ia uite ce frumos. Armonie.
Unitate aș spune, deși nu pot să traduc încă acest cuvânt. Unitate, armonie, cum vreți voi. Trebuie să învățați să fiți în armonie cu voi, să vă vindecați, evident, face parte din finalul sau direcția vindecării, finalul vindecării. Spune așa Marcus Aurelius, cel care trăiește în armonie cu el însuși, trăiește în armonie cu întregul univers. Și un suflet pereche vă arată acest lucru. Honeysuckle, nu știu ce înseamnă. Honeysuckle, puteți să căutați voi pe internet. Ia uite, fericire domestică și afecțiune afecțiune și loialitate. Veți avea parte și de așa ceva, dar în alt context. Cam atâtică. Sper că v-a plăcut, da? Vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală și vă pup numai bine. Nu uitați, înainte să ne despărțim, că energiile sunt și invers și pot să vorbesc despre oameni din preajma voastră. Cei care ați ales, numărul 3, ups, ce frumos, superbă această cruce. E o chestiune de comunicare. Unii dintre voi comunicați. Aveți darul comunicării. Ori trebuie să-l învățați, darul comunicării. Să vă vindecați chakra a cincea. Sau aveți de-a face cu oameni care vorbesc într-un anume fel. Sau își folosesc chakra. Cântă, eu știu ce mai fac. Am scos multe cărți. Sper că aveți răbdare. Când doresc ca mesajele să fie complexe. Trecut, prezent. Așa. Unde sunteți în călătoria voastră, dragii mei? Stuck in the mud și rock bottom. Sunteți într-un moment dificil în care v-ați blocat. Poate v-ați blocat într-o poveste de dragoste. Din cauza noroiului sunt emoții negative. Apă și pământ, tulburi. Pământul apare și aici, ca și blocaj. Energie pământeană, terestră, 3D, a cuiva. Poate nu e a voastră, poate e altuia. Dar vă ține. Vă îngreunează drumul. Energia de joasă vibrația cuiva. Emoțiile de joasă vibrația ale cuiva. Dar ce interesant, acest pământ crapă, acest blocaj crapă. Și dincolo, e portalul prin care treceți. Dincolo, vom vedea ce-o fi. Ce mai simt? Că aveți o forță excepțională. Interesant, poate totuși cineva cântă cu această pasăre. Nu știu ce are rost. Că tot am vorbit de comunicare și de pasăre. Dar simt că aveți o forță puternică. Este elefantul. Aveți o putere ancestrală, o putere pe care o primiți din multe dimensiuni, de la mulți străbuni, cine știe de cât timp. Elefantul e în stare să spargă acesta, deja sunt crăpături, să spargă acest blocaj. Sunteți voi foarte puternici. Dar, repet, într-un moment destul de greuț. Destul de greuț. Zic și eu greuț așa ca să mai ușurez situația. Dar faptul că a venit totuși pe această carte 10, aș spune că ar putea să fie o schimbare. O schimbare de energie. Haideți să vedem. Unde erau? Unde erau? Așa erau. Cavalerul de spade, 2 de spade, 6 de cupe. Și la capătul setului de cărți. Un împărat și o preîmpărăteasă. Doi oameni puternici.
S-au întâlnit. Doi oameni puternici s-au întâlnit. Într-un mod neașteptat cu cavalerul de spade. Poate a fost o comunicare, apropo de comunicare, neașteptată, impetuoasă. Posibil, la un moment dat, unul dintre voi să fi vorbit prea intens, să fi venit prea repede, nepregătit, cu temele nefăcute, din dorința de a comunica adevărul, de a câștiga, de a impresiona, mai ales cumpăratul. Dar acesta este înainte de tarot. Cu alte cuvinte, acest împărat era de fapt un tânăr neliniștit. Poate de o anumită, cu o anumită stabilitate financiară, cu o anumită poziție în public. Poate. Nu știu. Ece un miel. Berbecul apare mai încolo. Cu alte cuvinte, acest personaj crede foarte mult în el. Poate și un pic cam orgolios. Și v-a pus, prin comunicarea care a fost, față în față să alegeți. Ce exprim aici? V-a pus în postura în care a trebuit să alegeți. Pe loc, poate, nu știu, sau în timp. Doi de spade. Iar e un portal interesant. Ah, ce frumos! Dar e de trecut. Un alt portal, probabil. E trecut. 11-a. Sau 2-a. Un alt portal. În trecut. Da, interesant, 2-a. Da, 2-a. Și din cauza felului în care s-a comunicat, am senzația că nu v-ați... A fost o senzație de regăsire, dar nu totală. Ați fost prin preajmă, dar... Ați simțit ceva, ați lucrat împreună, nu neapărat practic. Poate să fie o lucrare foarte subtilă, energetică. V-ați... V-ați atins energetic, aș spune, dar fiecare era concentrat pe altceva. Unul pe o cupă, pe cupa sa, pe câștigurile sale, pe bucurile sale, eventual pe vindecarea sa, celălalt pe niște regrete. Probabil că ea regreta. 5 de cupe. Era în varianta care regreta vreo iubire, probabil că și el se vindeca. Interesant cum vine mesajul. Posibil că e casa 6-a a fecioarei, a vindecării, de fapt, a sănătății. Probabil că amândoi, când v-ați întâlnit, vă vindecați de ceva. Fiecare era într-un anumit proces de vindecare și comunicarea aceasta nepregătită v-a lăsat așa... Întrebându-vă, aș spune. Întrebându-vă. Da, vedeți? Iar comunicare, vulturul. Erați și voi independente. Și ei independenți. Poate nu la fel de care cuvântul? Poate nu aveați succesele acestui împărat. Dar le aveați pe ale voastre și vă pregăteați, erați în prim proces de creștere spirituală. Soarele era în spate, de vindecarea copilului interior. Se putea vindeca copilul interior și împreună, dar ceva aici a apărut. 9 de bâte, blocajele. Blocajele în această poveste probabil vin mai de mult timp. A trebuit să învățați să vă frutați demonii, eventual alți dușmani în această situație. Nu știați. Nu știați atunci. E interesant, poate aveați de ales între un fost și o persoană nouă, iar. Dar acest împărat a văzut ceva în voi. Însă, repet, nu avea suficientă înțelepciune. Era un împărat recent încoronat. Cu alte cuvinte, avea banii familiei, s-au făcuse bani de curând. Cum i-a făcut? Nu asta e problema. Cât faptul că
încă nu văd, nu-și crease tacticile, nu avea înțelepciune, nu știa cum să cucerească. Vroia să cucerească, dar credea că doar așa, una, două. Nu. Ei, și voi ați rămas în această energie. Posibil că ați rămas pentru că v-a atins copilul interior într-un anume fel această întâlnire. V-a atins într-un anume fel. Interesant că în prezent aveți soarele. Iar copilul interior. Interesant și vindecarea de regrete. Dacă ați regretat, aș spune un anume tip de insucces. Dacă ați regretat, v-ați vindecat, vă vindecați în continuare. Vă găsiți stabilitatea în comunicarea cu îngerii, în comunicarea dreptății. Eventual ați învățat. Wow! Acum apare împărăteasa. Mai devreme era împăratul și preîmpărăteasa. Ați evoluat foarte mult, doamnelor. Foarte mult. Și chiar într-un anume fel i-ați depășit. Rămâne de văzut dacă va apare împăratul, împărăteasa în viitor. Chiar, da, ați vindecat foarte mult. Nu știm ei ce au făcut, dar voi ați vindecat foarte mult. Repet, v-ați găsit stabilitatea. Și vindecați mulți oameni deja. Comunicați în adevăr, cu drag, cu înțelegere, ați descoperit dragostea față de voi, ați adăugat la reușitele voastre încă multe altele și la creșterea voastră încă multe altele. Interesant cum se regăsește iar, se regăsește, de-aia am și ales cărțile, soarele și soarele. E o evoluție, da? Preîmpărăteasa și împărăteasa. Ați învățat să vă iubiți? Nu să fiți egoiști. Și dacă sunt oameni care se iubesc pe ei mai presus de bunul simț, aș spune, ați învățat să tăiați legătura cu ei, să tăiați stringurile și să vă vindecați. Vă vindecați de câte ori e nevoie. Aveți multe tactici de vindecare, metode, tehnici. Tactică ține mai degrabă de luptă. Ce mai apare aici? Ah, interesant, practicați yoga, citiți cărți, poate chiar ascultați etalări de tarot, poate chiar practicați ca și mine, da? Steaua, practică. E semnul vărsătorului, vărsătorului atras de tarot foarte mult, în general. Nu doar vărsător, da? Practicați yoga, vă curățați energetic. Sau mai adăugați metode. Repet, mai adăugați metode, că mai aveți multe și voi de învățat. Ca să puteți să străluciți lumina pe care o aveți de arătat în jur. Dar interesant ați spune, dar de ce apare soarele de două ori și totuși poziția, acum întreb și eu, și totuși poziția este de stuck in the mud, da? Blocat în noroi. Și acest blocaj probabil că, deși sunteți blocați într-un anume fel, că avem aici blocaje, sau oameni, situații încearcă periodic să vă testeze și să vă blocheze, voi repet, vă găsiți metode de vindecare, găsiți metode de eliberare, de schimbare, 10, roata norocului, a situației. Iar între voi și personajul, probabil un personaj despre care vorbesc, a apărut acest mesaj în plus, călătoria. Probabil că e distanță între voi, însă mesajul principal era practicați. Apropo de comunicare și de muzică, poate că cineva cântă, dar nu e vorba de a cânta, cât de a vă... Interesant,
polish your skills by practicing regularly. Da. Și de vindecare valabilă. Practicați yoga. Practicați cititul. Practicați tarotul sau ascultați, da. Practicați ca să vă dezvoltați. Străluciți. Vă vindecați. Dar în paralel, interesant, într-o altă dimensiune. Da, interesant, sunt două dimensiuni. Într-o dimensiune sunteți blocați, însă în cealaltă creșteți. Și atunci probabil că trebuie să proiectați, să practicați în continuare, să învățați cum să proiectați din cealaltă în care sunteți mai evoluați, ca să vă eliberați în dimensiunea în care sunteți blocați. Mai vedem ce alte cărți vin, pentru că energiile sunt complicate. Da, interesant, acesta a mai venit, soft. Și gardianul sufletului familiei. E vorba de familia sau familia de suflet. Da? Interesant cum vine. Ah! Da, nu, e bine. Hai să și citim un pic despre... Că vine acest mesaj soft. Trebuie să fiți un pic mai blânzi, poate, cu voi. Da, mai blânzi cu voi. Ia să ne ce... 10. Mai ne uităm și în carte. Doar așa intuitiv. Aveți răbdare, vă rog frumos. Da, trebuie să renunțați, apropo de soft, să fiți un pic mai blând, să renunțați, să acceptați. Sunt cheile libertății. Și de-aia apare soarele. Probabil că la un moment dat veți renunța. Cred că blocajul sunt aceste regrete, care sunt destul de recente. Ori o situație recentă v-a blocat, ori încă vă mai gândiți la situația aceea din trecut. Dar fiți un pic mai blânzi cu voi, acceptați situația. Iar am zis, ancestorii voștri vă susțin. Vă susțin în devenirea voastră. Ce frumos! Cei vechi, cei bătrâni, cei din alte dimensiuni. Am zis că vă susțin, acolo străluciți. Ei văd strălucirea voastră, ei văd potențiale voastre de a vă vindeca. Voi încă trebuie să mai practicați multe lucruri. Multe lucruri care vă ajută în devenirea, becoming, în devenirea voastră. Și ce mai apărea? Bride offers herself. Ce este bride? Este mireasa, se oferă singură. Este o renunțare, apropo de ce am zis mai devreme. Este o renunțare. Acum, eu cred că e vorba de o, după cum am văzut cărții, de o misiune spirituală, dar hai să vedem ce ar mai putea să mai apară. Pare mireasa și familia, împăratul și împărăteasa. Sunt semnale. Nu vreau să mă arunc în interpretări, dar sunt niște semnale pentru anumite persoane. După o perioadă de tăcere și de întuneric, asta arată cele două cărți, veți trece prin acest portal, veți depăși, veți intra într-o nouă lume și veți descoperi un partener care vă oferă stabilitatea. Regele de monede. Hai să vedem în viitor, o dată, de două ori, de trei ori. Moarte și renașterea. Că tot am avut
Eclipsă, Scorpion și Taur. Am văzut mai devreme Taur, acum apare Scorpion. E o confirmare. Poate să fie și confirmări, da? În viitor, 3 de cupe. Regina de spade și îndrăgostiții. Vă veți bucura de o dragoste în care există egalitate, în care sunteți tratați de la egal la egal. Și interesant apare Regina de Spade, care și ea cuvântează apropo de acest albastru turcoaz. Veți învăța să comunicați cu blândețe. Dacă nu voi, poate, persoana care a fost mai impulsivă, sau prezența voastră, faptul că voi, doamnelor, evoluați, doamnelor, sau energiilor feminine, să zic, nu să-i doamnelor, energiile feminine. Poate să fie și un bărbat în energia sa feminină. Energiile feminine evoluează într-un mod, care cuvântul? Exponențial. Învățați să comunicați. De o finețe excepționale. Uitați cum stă fluturele pe vârful sabiei, fără să pățească ceva. Acestea înseamnă masterat. Culmea darului oratoric, aș spune. Aduceți bucurie și adevăr și transformare, fără să răniți. Echilibru, fără să răniți. Și veți avea, interesant, veți avea o nouă dragoste. Wow! Acum, la capătul setului de cărți apare diavolul, asul de bâte. Iar soarele. Dar soarele în acest context este în parteneria. Veți descoperi bucuria de a fi împreună, de a împărtăși lumina voastră cu cineva. Sau veți arăta cuiva. Apare o pasiune obsedantă în viitor. Dar pe care cred că o să o vindecați și pe aceasta. O veți înțelege cu soarele, o veți înțelege altfel. Portalul către care, sau direcția în care mergeți prin acest portal, vă va duce, v-am zis, la o excelență a felului în care comunicați, dar vă va pune și față în față cu un anume tip de tentație, de atracție intensă. Tentație cu care va trebui să aveți răbdare, dacă vreți să nu o regretați. Impulsivitatea pe care ați experimentat-o în această experiență, poate e cu totul altceva, poate e alt personaj. Dar dacă aveți experiența impulsivității cuiva, voi deja ați învățat multe, ați evoluat, așa mă simt ghidată, va trebui să aveți răbdare ca să nu o regretați. Trebuie să aveți răbdare, să o luați pas cu pas în a rezolva, să zic, ecuația, această pasiune, această obsedantă, este un început cu cineva. Ca să nu regretați. Acesta este adevărul, este lumina. Pentru că, am zis, voi ajungeți la o excelență. Puteți să comunicați cu oricine, inclusiv cu diavolul. Să faceți pact cu diavolul. Dacă este nevoie. Și să găsiți. Într-un mod creativ. Metode prin care puteți să gestionați mai ales energia sexuală. Mesaje și mesaje. Vom mai trece și vom mai vedea. Ideea este că
veți trece de acest blocaj. Chiar dacă acum sunteți între aceste două dimensiuni, veți trece de acest blocaj. Trebuie să aveți un pic de răbdare. Lucrează, nu doar îngerii, străbunii voștri lucrează pentru voi. Lăsați un pic. Voi practicați chestiuni care țin de vindecare, de flexibilitate. Soft, cu alte cuvinte, fiți soft. Ca și apa care pătrunde prin, apropo de apă, care pătrunde prin crăpături și sparge acest blocaj. Cu răbdare, că de-aia apare și temperanța în prezent. Da? Temperanța. Iar temperanța care duce către regina de spade, aici nu are fluture, aici are fluture. Învățați să iubiți, să iertați, aici este regina de spade și împărăteasa și apoi îndrăgostiți. Lăsați-vă îmbrățișați și ghidați de sufletul familiei voastre. Poate să fie o chestie foarte subtilă. Invizibilă. O dată, de două ori, de trei ori. Clematite, extraordinar. Apropo de regina de spade, apropo de spade, am început cu cavalerul. Poate sunt chiar ei cei impulsivi, dacă nu sunteți voi acolo impulsivi, sunt ei care învață. Dar prin puterea exemplului vostru, aș spune, clematis. Ori voi învățați prin puterea cuiva, prin mentalul excelent și echilibrat al cuiva, ori voi ajungeți energiilor feminine la această excelență, și se vor maturiza mulți în preajma voastră, inteligență și frumusețe mentală, de două, regina de spade. Înțelepciunea. Ce spune? Este abstractă pentru trecut, aș spune. Sau este abstract, is the abstract of the past. Dar frumusețea este promisiunea viitorului. Puteți să meditați și voi la acest mesaj. Da, este abstractizarea trecutului. Asta înseamnă să extrageți esența și să transformați ce face și temperanța. Alchimizează experiența. Entuziasm și prietenie. La capătul setului de cărți, interesant. Aceeași carte parcă a venit și la... Da. O relație stabilă veți avea cu cineva. Afecțiune și devotament. Același mesaj a fost și la numărul 1. Poate ați fost atras de numărul 1, deși e foarte diferit. Dar poate povestea altcuiva din preajma voastră sau a voastră în experiența cu altcineva. Cam atât deocamdată. Sper că v-a plăcut, sper că ați avut răbdare, sper că ați înțeles. Și repet, v-am mai spus, nu că repet astăzi. Ea nu știu câte oră că repet. Dați-vă timp, puteți să reveniți. Nu neapărat să-mi faceți mie vizualizări, că nu asta e problema. Să reveniți asupra mesajului. Pentru că uneori nu... Sunt mesaje pe care le înțelegem în timp. Ăsta e adevărul. Aia, practicați. Cuvântarea, ascultarea. Da. Cam atât deocamdată. Vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală, răbdarea să treceți prin acest moment mai critic. Mai critic. Și încrederea că familia voastră de suflet și nu doar de suflet, nu doar spirituală, și străbunii voștri, tocmai pentru frumusețea voastră interioară, vă sunt alături în aceste momente. Hai să vedem ultima variantă. Cei care ați ales această cruce,
Înainte să pun cărțile destul de multe, da, pe masă, vreau să vorbim un pic despre această cruce. Nu știu câți, cred că destul de puțin a ales această cruce. Poate nu e la fel de atrăgătoare ca celelalte, dar e plină. Plină de conținut. Comunică, apropo de trei, comunică foarte multe. E un anume tip de cină, cea de taină. Ar putea să fie trei de cupe, că sunt trei oameni și ocupă în față. Eu ocupă și o monedă. Interesant, poate să fie o legătură între un semn de apă, semn de pământ. Și eventual între voi, opa, între voi apare o altă persoană. Dar trecând peste aceste aspecte, pentru că deja primesc multe, multe mesaje. Ori voi trebuie să alegeți între două persoane, ori persoana la care vă gândiți trebuie să aleagă între voi și altă persoană. Însă e o cină cea de taină. Este Tatăl, Duhul și Iisus și Fiul. Tatăl, Duhul și Fiul. Este o întâlnire sacră, aș spune. Cei doi se unesc, cei doi se unesc într-unul, într-un singur trup, într-o, wow! Deja mă tulbur. Într-un singur trup, apropo de pâine, într-un singur suflet. Și asta se întâmplă pentru că așa vrea Dumnezeu. Însă, când se va întâmpla, nu știu. Dumnezeu știe. Când va ieși din ecuație a treia persoană. A zis că e o cruce misterioasă. Pe ea scrie în germană ceva. În primul și în primul rând, unii dintre voi, ori vă numiți Ioan, Ioan, Ioana, Ionela, Ionuț, Johnny, Walker, mai ales dacă e mai petrecăreț, probabil că e porec la cuiva. Sunteți trimiși să ascultați, să citiți în Biblie Ioan a 6-a, 6 și 7, pasajul 6 și 7. John 6 and 7. Eventual, ce mai simt? Wow! Hai să vedem ce am tradus. Am tradus în germană, că eu nu știu germana, dar probabil dacă vreți să vă uitați, puteți să citiți cu ochișorii voștri până mă duc eu să citesc de la calculator. Dacă se vede, nu știu dacă se vede. Haide așa să pun. Dar zice așa în germană. Doamne, unde să mergem? Where shall we go? E traducerea în engleză. Pentru că numai tu ai cuvinte de viață eternă. Interesant este un 3. 3 înseamnă și comunicare. Ori voi comunicați cu cineva, ori cineva comunică cu voi, cu dragoste, cu intenții curate, va duce cuvântul lui Dumnezeu sau cuvinte pline de viață, vă sunt aduse în prim plan, prin întâlnirea și comunicarea cu acest personaj. Repet, poate voi le comunicați lor și treziți la un anume tip de viață diferită de ce au trăit până acum. Ce, unde să mergem? Cu alte cuvinte, cineva este chemat la călătorie, la o nouă cale. La o nouă cale. Da. Vă rog să-mi confirmați dacă vă cheamă Ion, Ioana, Ionela sau aveți de-a face cu personaje care au acest nume. Unde sunteți în călătoria voastră spirituală? Wow, wow, wow. Iar multe cărți. Au venit două cărți, dar invers. Încet și sigur, 12, numărul spânzuratului. Casa sacrificiilor, dar și a noilor perspective și a credinței și a spiritualității și come together. Împreună. Veniți împreună. Dar am zis, sunteți doi oameni care puteți să fuzionați unul cu celălalt într-un anume context. Poate să fie și o colaborare, dar care în acest moment, nu sunteți împreună.
aveți numărul. Interesant, 12 invers înseamnă 21. E o distanță, o lume, un capitol încheiat care trebuie transformat. 8 se vede la fel în orice situație. Trebuie transformat. Treceți prin profunde transformări în acest moment, în acest context. Ideea este că am citit mai devreme Slow and Steady. Spune așa, când apare invers, deci Slow and Steady spune că dacă ai răbdare, câștigi cursa. Însă când vine invers, orice tendință de a grăbi lucrurile va aduce și mai multe dezamăgiri. Da? Cu alte cuvinte, separarea, că nu sunteți împreună, come together este invers, nu sunteți împreună, separarea este necesară ca cineva care poate nu are credință, poate care nu știe ce înseamnă să fii trup și suflet lângă un om, să fuzionezi lângă cel drag, trebuie să descopere aceste lucruri. Sau poate voi, sau poate persoana cu care aveți de-a face. Nu știu care în acest context experimentează trezirea spirituală și nu știu care din în acest context produce, catalizează trezirea spirituală a celuilalt. Însă aici este o trezire spirituală. Dar repet, sunteți în separare. În trecut. Ce păruse, ce apăruse? Ia să vedem. Ia alte cărți complicate. Și la capătul de setului de cărți... A, nu, era invers, stai, pardon. Deci invers era, așa era. Da, regina de cupe, că nu le recunoșteam, asul de băte, 8 de spade și marea preoteasă. Și la capătul de temperanța, luna și spânzuratul, interesant, iar 12. Luna. Și temperanța. La început de drum. Trebuie să aveți răbdare. Temperanța la început e before tarot. Apropo de slow and steady, trebuie să aveți multă răbdare, multă credință. Aveți să vă umpleți și vouă sufletul și lor sufletul. Dar de unde? De la izvorul divin. Prin credință. Da? Ce a apărut? Regina de cupe, apoi celălalt. Regina de cupe. Ați fost investite, aș spune, cu o mare capacitate de dăruire, de dragoste, de înțelegere, de empatie. Și ați vrut să o împărtășiți cuiva. Acum, poate că împărtășind această înțelegere, s-a aprins pasiunea. Nu știu care a venit mai devreme. Compasiunea, dragostea, înțelegerea emoțională a cuiva. Și apoi a venit testul, pasiunea, atracția. Dar aici, interesant, apar secrete, apar blocaje mentale. Sper că nu vă blocați voi, nici intuiția, nici... Cred că sunt mai degrabă ei cei blocați. Nu știu, repet, unul dintre voi are multă înțelegere, cunoaștere subtilă, celălalt are pasiune și are această pasiune pentru că tocmai a reținut-o în blocaje mentale, în situații complicate. Și faptul că această situație complicată... Vă pune și pe voi, vă intuiți că e complicată, vă intuiți că sunteți regina de cupe, marea preoteasă, eventual, dacă sunteți voi aici. Sau poate aveți de-a face cu acest personaj. Dacă aveți de-a face cu acest personaj știe că trebuie să aibă răbdare, pentru că trebuie să vă dea libertate să vă eliberați. Nu știu cine e aici, dar cine e aici blocat mental trebuie să se elibereze. Dar fiecare are luptele sale, transformările sale personale, da, uneori avem nevoie de ajutor, pentru că și cei care ne-au blocat, și când ne-am blocat, am fost blocați de cineva, da, și atunci, da. Ce n-ați știut atunci? Ați știut că e ceva complicat, ați simțit că
nu e dangerous, e ceva. Dar, iar secrete, ați simțit, ați intuit cu spânzuratul că sunt niște secrete, că persoana respectivă e legată de ceva, interesant, două persoane legate, e legată de un sistem de gândire, de ceva, de niște personaje negative. 2 și cu înseamnă 3, comunicare. Probabil acest personaj nu știe să comunice, nu știe ce înseamnă comunicarea din suflet și descoperă alături de voi. Depinde cine sunteți în acest context. Ați putea să fiți regina de cupe și marea preoteasă, care prin această lecție, prin această provocare, cu acest suflet pereche pe care încercați să-l treziți sau să o treziți, să-i vindecați, sunteți puși în fața unei situații pe care probabil n-ați mai experimentat-o. Dar odată rezolvată problema, iar veți primi o anume autoritate. Interesant ce vine. Ia stai. Wow, asul de cupe, dar nu. Cum era? În ce poziție era? În prezent aveți, acestea erau, acestea. 10 de bâte, 4 de spade și, da, îndrăgostiți. Da, între timp v-ați îndrăgostit. Sunt două persoane. Chemați de divinitate, cum zisei mai devreme, chiar de când vorbeam la cruce. Chemați de divinitate. Da? Sunt cei trei. Și divinitate, exact ce aici. Între voi. Trup și suflet sunteți. Dar unul dintre voi probabil că nu înțelege. Sau poate niciunul nu înțelege. Încă. Poate nici voi nu înțelegeți. Nu știu. Însă, aici, în această legătură, poate flacăra voastră geamănă, posibil, nu pentru toată lumea, dar posibil. În această poveste, care s-a transformat din pasiune, din empatie în poveste de dragoste, este foarte mult de vindecat. Este foarte mult de, foarte multă energie. Trebuie să puneți multă energie în acest motiv. Ca să nu vă consumați energia, trebuie să aveți răbdare. Răbdare. Altfel va fi foarte greu. Dacă forțați, dacă împingeți prea rău, dacă insistați prea rău. La capătul setului de cărți, voi nu vedeți că sunt conflicte, eventual? Pentru că voi sunteți bine, pentru că voi aduceți bucurie, pentru că voi sunteți regine de cupe, mari preotese, nouă de preîmpărătese, aveți și succes financiar și frumusețe și frumusețe interioară și creștere spirituală. Și sunt conflicte. Mulți oameni vă doresc. Și din preajma voastră și din preajma acestui personaj. Cineva, iar apare spânzuratul, interesant. Iar regina de cupe și asul de cupe. Cineva fuge de asumare, de cavalerul de monede. Fuge de implicare, de lucrare personală, ca să stea cu prietenii, apropo de trei de cupe. Și asta creează conflictul, din cauza conflictului interior, pentru diferență de valoare, diferență de concept. Doi oameni foarte diferiți. Sper că mă înțelegeți, da? Unul. Trăiești într-un mediu, aș spune, toxic. Blocat în legături toxice, karmice. Mediu agresiv. Voi sunteți... În sensul frumos al cuvântului, în sensul frumos al cuvântului, de pe altă planetă. Dar, iar regina de cupe care oferă dragoste. Dar trebuie să aveți răbdare, trebuie să găsiți noi perspective și, în primul rând, ei trebuie să învețe să primească mesajele divine. Iar spânzuratul. Și ei trebuie să aveți răbdare cu ei. Acum, când spun de răbdare, nu înseamnă să le acceptați, nu, trebuie să lăsați divinitatea să lucreze. Pentru că altfel vă răniți și voi, vă epuizați și voi. Eventual trebuie să noua perspectivă pe care poate ar trebui să o luați în considerare în această
separare, acest personaj este să vă vindecați și voi, să vă oferiți ceea ce oferiți altora. Hai să vedem ce mai este interesant, ce alte mesaje au mai fost. Interesant, apare muzică, artistul, muzică, pictura, spuneți, și muzica tot artă este. Dar, ori pentru voi, aveți de lăsat în spate, let go, music. Un personaj care practică muzica, nu știu dacă are legătură cu această situație sau cu o altă situație, ca să transformați situația actuală. Pentru că artistul ce face? Transformă. Alchimizează, are culorile și creează altceva. Se întâmplă o schimbare de carieră prin această situație. Ori voi schimbați cariera cuiva. Poate muzica, aceasta este muzică de petrecere și cineva trebuie să renunțe la acest stil de viață și să se transforme. Repet că arta înseamnă alchimie interioară. Această situație într-o anumită formă, zic anumită pentru că nu este cea cum credeți voi acum, veți primi informații dacă sunteți deschiși, schimbă cariera cuiva, inclusiv a voastră, aduce un anume tip de stabilitate, de familie, poate familia sufletească, vă duce, vă vindecă, și vă împlinește niște dorințe profunde ale inimii. Poate voi împliniți dorințele profunde ale inimii cuiva, de stabilitate, de schimbare de carieră, sunteți ca un far în întunericul pe care îl trăiește cineva. Poate voi, dacă voi sunteți vindecătorii. Dar chiar și așa, schimbarea se întâmplă și în viața voastră, nu uitați, da? Că orice vindecător, orice om care vine cu o ofertă în fața cuiva, este chemat el, ea însăși, la o nouă lecție. De-aia spun că schimbarea vine și în viața noastră, a voastră, nu doar a lor. Dar interesant. Oricum, sfatul este să lăsați, poate muzica, da? Am zis, poate să fie muzică de petrecere, poate să fie... să fie vorbele frumoase, că de fapt asta e muzica, să-i sunet frumos, plăcut. Poate vorbele cuiva frumoase, dar lipsite de consistență, vă învață să lăsați în urmă aspectul frumos și să vă concentrați pe transformarea profundă. Sunt mesaje și mesaje. Hai să vedem ce mai apare. Wow! Îndrăgostiții și coming together? Dacă inițial come together a venit invers, ce înseamnă? Să veniți împreună, să fiți împreună? În acest context, probabil că vă veți reîntâlni. Într-un context, iar îndrăgostiții de două ori, da? Într-un context mai luminos, mai pur, mai echilibrat. Dar pentru asta trebuie să contemplați îndelung. Sweet soul rising. Angel of Jupiter awakened. Se întâmplă trezirea cuiva. Scuzați-mă. Probabil că personajul respectiv are probleme de comunicare și trebuie să învețe să comunice adevărul. Trebuie să învețe să se implice într-un anume fel. Însă, contemplați. Cum poate fi trezit un suflet din adormire? Evident, gândiți-vă, voi dacă dormiți, nu vreți să vă trezească cineva cu țipete, cu tam-tam, dar trebuie să aveți răbdare, da? Așa se întâmplă și cu trezirea sufletului cuiva, mai ales la o cale total opusă. Dar ce interesant este că a venit tot și îndrăgostiții și dragostea aceasta probabil că se va alchimiza, spune.
6, 6. 12. Apropo, dar trebuie să schimbați perspectivele. Voi să aveți răbdare dacă voi sunteți catalizatorii? Ei să îndrăznească să iasă din varianta lor blocată, mai joasă, plină de frici, conflictuală cu ei însăși, mai ales, care fuge de implicare și să învețe să se implice, să învețe să dăruiască dragoste, să primească dragoste, să fuzioneze cu persoana dragă. Probabil, nu știu care sunteți voi sau ei, n-au iubit niciodată și descoperă dragostea în acest context. Asta înseamnă să fii trup și suflet. Trup și suflet. Aș vrea totuși, înainte să trec la viitor, dar trebuie să fiți atenți la detalii și să învățați să vă puneți intențiile. Văd și 22, poate contează. Ce vreau să mai spun? Aș vrea să clarific totuși ce înseamnă acest come together. Scuzați, încă pică, pică aici cărțile. Turnuri, evenimente, turn, evenimente neașteptate, situații pe care nu le-ați prevăzut nici unul, nici celălalt. Vă țin eventual departe conflictele acestea. Dar nu doar, nu doar. Poate și transformarea să vină într-un mod neașteptat. Caut cărțile acestea pentru că vreau să clarific. Coming together. Clarificăm coming together. Asul de spade trebuie să se comunice. Trebuie descoperit adevărul. Poate să fie o nouă etapă. Apropo de trei de comunicare. Mai adăugați un anume tip de manifestare. Trup, suflet și minte. Wow! Sunt niște blocaje. Dar peste care aș spune că veți trece. Asul de spade, clarificăm coming together, asul de spade. Deci prin comunicare corectă se va manifesta victoria și întâlnirea în echilibru. Clarificăm și îndrăgostiții. Nu întâmplător avem 6 și 6, adică oglindire. Trebuie să vă deschideți sufletul, să comunicați din suflet și cu dragoste și unul și celălalt. Că 6 înseamnă îndrăgostiții, da? Îndrăgostiții a fost clarificat de 9 de spade. Spade 9 și cu 1 10. E un ciclu, da? Însă, în această poveste, în această dragoste, unul este extrem de stresat, celălalt este calm, știe adevărul. Ia uite, stresat, luna, regele de monede. Îi e frică, eventual, poate că ascunde o căsătorie, niște bani, un contract, o situație financiară, poate o ascunde, dar ce mai simt, poate este frică să se implice cavalerul de monede și să fie trup și suflet. Că e trup, energie, da? Interesant. Și suflet. Apă și pământ. Dar aici apa reprezintă fricile. Și avem frici și în trecut. Acest personaj e încă blocat în frici. Dar mai dăm o carte pe asul de spate și coming together, te rog frumos. Imediat trec și la viitor. Vă rog frumos să aveți răbdare. Ca să înțelegem. Aici se întâmplă trezirea la spiritualitate, la o nouă viață, la adevăr a cuiva. A flăcării voastre gemene, eventual, sau unui suflet pereche. Și repet, trebuie să aveți răbdare. Asul de spade. Clarificăm asul de spade și coming together.
alte cuvinte, dacă a fost doar pasiune și blocaj mental, nu puteți să funcționați așa. Doar pe pasiune, doar pe empatia cuiva, în condițiile în care celălalt are secrete, are frici, are blocaje mentale. Aici este secretul. Pentru că îndrăgostiții sunt amândoi în echilibru, amândoi vulnerabili. Așa, desfare, te rog, o dată. Da, trebuie să învățați echilibru. Reciprocitatea. Probabil că voi ați dat mai mult. Da, la slavă în stadie. Voi ați dat mai mult și nu e cazul. Opriți-vă din oferit, pentru că trebuie și ei să învețe să ofere. Ia uite, doi de pute. Iar răbdare. Șapte de monede. Acest personaj trebuie să învețe să selecteze. Patru de cupe. Să selecteze, să facă diferența între prieteni, ia uite, apropo de trei de cupe, între prieteni și asul de cupe. Prietenia cu divinitatea, mai bine zis. Da? Divinitatea vine cu o nouă ofertă. Și pe aceasta trebuie să învețe, să învețe, să o aprecieze, să o aleagă. Ia uite, aici este transformarea mentală, că am început cu 8 de spade, ia uitați. Să spună adevărul. Să se lupte, să muncească în relație. Voi sunteți aici, îi ghidați, chiar și de la distanță. Ia uite, eremitul, e tăcere între voi. Tăcere care aduce transformare. Relația asta nu poate funcționa doar pe pasiune, că altfel deja poate uneori regretați, da? Chiar dacă ea se va manifesta, dar nu va fi doar aceasta. Trebuie transformată energia asta în ceva mult mai înțelept, pentru că eremitul înțelept, personajul eventual trebuie să se transforme dintr-un personaj cuceritor într-un personaj înțelept, să treacă prin noaptea întunecată a sufletului său. Și voi sunteți aici, catalizatori eventual, dacă voi sunteți ghizii. Clarificăm 9 de spade. De ce își face griji acest personaj? Nu doarme noaptea, se îngrijorează. A, din cauza tăcerii. Dacă, sper că nu sunteți voi că vă faceți griji. Voi sper că înțelegeți că ei trebuie să aleagă, trebuie să fie, cum am zis mai devreme. Hai să vedem ei de ce își fac griji. Și încă n-am trecut la viitor. Pentru că voi străluciți. Sunteți ghizi spirituali în viața lor. Învățați cum să meargă către victorii. Oh, no, 10 de cupe, 10 de monede. Sunt victorii câștigate prin asumare. Faetonul. Prin descoperirea dragostei față de voi. Eventual voi străluciți și vă puteți oricând să vă găsiți o altă pereche. Oh, asta e frica. Când mergeți înspre cineva care se va căsători. Asta era frica. Care vă va oferi tot ce meritați. Pentru că ei v-au trădat, se pare, pasiunea asta. Cavalerul de bâte, mai dăm soarele. Poate și experimentează vreo trădare, dar nu e vorba doar de trădările din viața lor. E vorba de lipsa de implicare, de imaturitate. Asta face parte din blocajele acestei povești. Lipsa de discernământ, ia uite. Ei încă nu sunt împărați, nici măcar valezi de spade nu sunt. Vă studiază, poate că aud bârfe, poate mint că sunt echilibrați și nu sunt echilibrați, mint că sunt stabili și nu sunt stabili. Sau eventual s-au lăsat influențați de mici, de o energie masculină foarte toxică, un tată toxic în copilărie care i-a învățat așa. Și voi veniți acum ca soarele în viața lor și le arătați o altă, ia uite.
Le este frică că nu vă pot oferi ceea ce meritați, repet. Ei nu sunt împărați, nici valeți încă. Și voi străluciți deja. Asta e frica lor. Că veți depăși trădarea și lipsa lor de asupare și faptul că v-au rănit, pentru că sunt niște aventuroși, într-adevăr, sunt sexy, sunt simpatici, dar ei trebuie să se transforme. Acum, vă veți întâlni. Poate chiar vă veți întâlni cu altcineva, nu desconsiderați această variantă. Poate vă veți întâlni coming together, asul de spade, cu altcineva care este potrivit, corect, deschis, victorios cu voi. Turnul, evenimente neașteptate. În viitor spre ce mergeți? Aveți un pic de răbdărită, da? O dată. Uite. Spre putere. Interesant că am apărut la astăzi la nu mai știu la ce zodie, dar nu contează. Ia uite, diavol. Acest personaj este intoxicat, dar în iluzii, în obsesii, în atracții. Și obsedat să fie fericit cu voi. Dar nu-i suficient. Pentru că fericirea nu vine prin obsesii. Da? Nici prin atracții sexuale. Sexual este extrem de atras. Ci vine prin multe alte aspecte. Am zis trup, suflet, minte. Coming together, interesant, coming together. Clarificăm această putere. Clarificăm această putere. La cine se referă? Asumte. Poate mergeți spre cineva cu aspecte puternice în zodia leului și fecioare? Sau vă veți întâlni cu cineva care vede, vă vede valoarea și nu are atâta de care e deja transformat. Nu excludeți această variantă, nu rămâneți fixați pe această poveste. Voi v-ați făcut datoria, ați spus cum ei trebuie să se transforme. Nu vrea. O dată, de două ori. Iar îndrăgostiții. De trei ori îndrăgostiții. Dar aceștia sunt altfel. Wow. Am mușcat din tentație. Mergeți spre un personaj care vă va oferi stabilitate. Cum apare și semnul taurului. Care se va lupta pentru voi. Iar apare semnul taurului. Care va fi generos. De două. De trei ori. Într-un mod neașteptat, veți fi împreună. Repet, nu știu dacă cu acest suflet pereche sau cu altul. Fiți deschiși, nu presați situația. Vă veți vindeca de această situație. Ia uite, asul de spade de două ori. Nu vedeți, dar va veni. Veți auzi adevărul. Regele de spade, 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 spade. Aș spune că ar putea să fie un nou personaj corect. Ar putea.
Iar nu bag mâna în foc că e transformarea acestui personaj atât de rapidă, dar poate să fie. Există miracol în viață, da? Poate. Care va dori să vă cucerească, să fie împreună cu voi, pentru că i-ați vindecat. Spânzuratul, a treia oară, spânzuratul, spânzuratul, spânzuratul. Iar trei de cupe despre... Da, eliberare mentală, interesant, vor îndrăzni săriște. Posibil, posibil, foarte posibil, nu știu când acum. Dar spre asta mergeți prin acest portal. Vedeți că poate e vorba de voi, eliberarea voastră de cineva, da? Poate să fie eliberarea voastră de cineva. Față de care a simțit multă pasiune. Și mergeți către vindecare, către oameni corecți. Dar e foarte posibil ca și acest personaj să se transforme. Este greu de spus pentru că etalare colectivă generală. Însă mergeți înspre adevăr și înspre o uniune totală. Cam atât, pot să spun. Sper că v-a plăcut, vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală, numai bine, ciao, ciao!